Iată-ne astăzi, din nou, în altarul artei romașcane, Muzeul de Artă, la întâlnirea anului, cum îi spunem noi, anuala, deja tradițională. Anuala pe care anul acesta, de data aceasta, o închinăm celor 60 de ani de existența muzeului, pe care tocmai i-am plinit, și, în același timp, dedicăm anuala de acum memoriei Minodorei Ursachi, cea despre care vă spuneam că, datorită ei, existăm și am avut atâtea și atâtea întâlniri în acest lăcaș al artei romașcane. Anuala. Anuala de anul acesta a adunat 30 de artiști. Din Roman, Piatra Neamț, Brașov, Covasna, Vaslui, și o salută pe domnul George Veteanu, care a ajuns și astăzi la vernisajul nostru și îmi face mare plăcere să-l revăd, și din Piatra Neamț, cred că am spus, dar și avem 130 de lucrări. Teme diverse, de la pictură în ulei, da, avem grafică, avem acuarelă și sculptură. O surpriză deosebită ne-a făcut domnul Mihai Jitaru, care ne-a trimis pentru anuala noastră nu doar sculptură. Știți mulți dintre dumneavoastră că anul acesta am avut o expoziție așa explozivă, un duo frumos, Mihai Jitaru, Viorel Maxim, pictură și sculptură. Ei bine, de data aceasta, domnul Jitaru a vrut să ne surprindă pe noi și pe dumneavoastră, nu doar cu sculptura în lemn, ci și cu pictură. Cu siguranță o să-i descoperiți lucrările în aceste seri. Am să remarc câțiva dintre artiștii care au răspuns invitației noastre, începând cu cei din Roman, să nu se supere cei din afară. Mi-aș fi dorit să fi ajuns și o parte dintre ei. Nu au reușit, vă dați seama, domnul Jitaru este în Italia, Ovidiu pe la Brașov și așa mai departe. Spuneam că o să începem un pic cu cei din Roman. Și tocmai le pomenisem pe domnul Viorel Maxim, am să încep cu domnia sa. Domnul Viorel Maxim a prezentat de data aceasta 5 lucrări în stilul său inconfundabil. O avem aici pe doamna Doina Colescu, care și anul acesta ne-a încântat cu o expoziție personală aici în muzeu și de data aceasta reușește să ne surprindă cu peisajele, floralele și cu acea lucrare frumos intitulată Feminitate, în care aduce în atenția publicului Ia, tradițională românească. Îl avem pe Alexandru Panata Codreanu, care îi spunem un bun venit la Muzeul de Artă, cu două frumoase portrete. Îl avem pe Ovidiu Costel Cărpușor, chiar dacă locuiește în Brașov, este romașcan de-al nostru. O avem pe Oana Cătălina Gavriliu, de la Piatra Neamț, Lucian Bogucraiu, de la Piatra Neamț, și cu siguranță aici, în spatele meu, l-ați observat pe domnul Florin Mircea Zaharescu, cu două grafice, o pictură, dar și o sculptură, în stilul său inconfundabil. Îl recunoaștem, bineînțeles, pe Mihai Olteanu, cu florile sale deosebite, dar ne-a surprins de data aceasta și cu o biserică foarte frumoasă, și e vorba de cea mai înaltă turlă pe care o avem în lemn, în țara noastră. Așa, îl mai salutăm pe Mihai Percă, care a prezentat o lucrare interesantă, un peisaj marin, și pe care a intitulat-o sugestiv In Memoriam. De asemenea, aș dori să-l amintesc pe Remus Lucian Ștefan, tot cu peisaje marine, 5 lucrări. Cred că sunt amintiri din taberele lor de la 2 mai, chiar așa sunt intitulate lucrările. O avem pe Silvia Trăistariu, de la Piatra Neamț, tânăra noastră colegă care lucrează la Complexul Muzeal Județean Neamț și care a fost prezentă și la salonul de anul acesta și la anuala de anul trecut și, ca o lucrare, anul viitor va avea o personală aici, la muzeul nostru. De asemenea, aș dori să mai amintesc pe domnul Constantin Adamovici, la fel cu peisaje deosebite care le prezintă într-una dintre sălile noastre. E un Inel Cristinal Prisacaru, iarăși, în stilul său, inconfundabil. Așa, și ca să sper să nu-i soar chiar pe toți, o mică parte, așa. Mai avem pe Dana și mai la Șoiman, care o avem aici în față, prezentă.
Mai avem pe Iulian Sebastian Negru, care anul acesta a reușit să ofere, spun eu, publicului romașcan ceva deosebit, o galerie, o galerie de artă, dar mai, o galerie atelier, cum îi spune Iulian, și unde se întâmplă lucruri foarte frumoase și care, spun eu, că aduc un plus arte plastice romașcane, culturii romașcane în general. Acea grădiniță de arhitectură care are un succes deosebit și unde a atras și nu doar copiii, dar câțiva profesori de seamă. Și vorbesc aici de domnul Mihai Olteanu, de domnul Florin Mircea Zaharescu sau de domnul Viorel Maxim. Iată un, să zic, un ceva aparte, dar pe care romanul îl merită, are nevoie de așa ceva, ar fi cazul chiar să mai apară, spun eu, câteva galerii de gen în roman, pentru că sunt copii talentați și contează enorm să aibă un loc unde să învețe, să învețe artele frumoase. Ușor, ușor, Iulian, spun eu, că face pași frumoși, pași mari și îi doresc succes. Prezintă și domnul Iulian Negru două lucrări, Yin și Yang, interesante, o să le vedeți într-una dintre săli. Dar ce aș mai... nu știu dacă am vrei. Anul acesta am avut o solicitare interesantă. O doamnă m-a sunat și mi-a spus simplu, fără să ne cunoaștem personal, știți, e un băiat care e talentat, pictează și ar dori o expoziție personală la muzeu. Anul acesta am fost foarte încărcați în expoziții. În acea perioadă pe care o dorea doamna, nu aveam spațiu și l-am îndrumat spre galeria lui Iulian. Dar i-am promis că o să avem o personală la anul, chiar de 1 iunie. Chiar mi-a prezentat un CV, doamna Penațio, și am rămas surprinsă să văd că la vârsta asta, de 11 ani, are deja 7 expoziții personale. Și nu e vorba doar de Roman, de Bacău, de Iași, de București, ci e vorba și de străinătate. Andrei Penațio este aici. E ascuns pe undeva. Așa, nu te vedeam. El este micul nostru artist, de 11 ani, și care prezintă câteva lucrări la anuala noastră. Mi-a făcut plăcere să-l invit și cu siguranță o să-i descoperiți lucrările în final dintre sălile noastre. Și la anul o să avem o personală aici la muzeu. Cei care au trecut pe la galeria lui Iulian, sigur, i-au văzut și expoziția personală. Noi am făcut acest gest pentru că considerăm că trebuie susținuți tinerii. Contează enorm acest lucru. Și muzeile, să lăsăm un pic galeriile, da, Iulian face un pas frumos primind și tineri, dar și muzeile ar trebui să-și deschidă porțile și spre tineri. Nu să ne mai gândim doar la profesioniști, doar la mari artiști, doar cu nume, doar cu CV prea lung, ci și la tineri. Este un pas foarte bun pentru ei și ajută enorm în, pentru viitor. Bineînțeles, nu se știe, poate peste 10 ani Andrei se va îndrepta spre altceva. O să-l vedem avocat. Așa că, da, deocamdată talentul său trebuie să-l încurajăm. Spuneam că această anuală noi o dedicăm și celor 60 de ani de existență a muzeului nostru. În 1957, când doamna Minodora Ursachi, proaspătă absolventă de Facultatea de Istorie Filozofie din Iași, a fost numită muzeograf la roman, cam interesant spus muzeograf pe vremea aceea, pentru că nu exista un muzeu, nici de istorie, nici de artă. Însoțită de soțul său, domnul Vasile Ursachi, au primit această misiune de a pune bazele unui muzeu la roman, inițial de istorie. Mai erau câteva obiecte pe la diverse persoane, au început să colecționeze frumos, să adune și să înceapă să ridice un muzeu de istorie, aproape din nimic. Muzeu de artă, nici nu se visa pe vremea aceea. Dar întâmplarea, deși consider că niciodată întâmplările acestea nu sunt întâmplătoare, așa, deci ceva s-a întâmplat acolo, a dus la descoperirea unei lucrări, unei lucrări foarte vechi, tocmai pe la 1880 realizată, de un pictor bucovinean, Epaminon Dabucevski, și era chiar o comandă specială a episcopului de atunci, al romanului, Melchisedec Ștefănescu, și îl reprezenta pe Ștefan cel Mare.
se dorea ca această lucrare să fie dăruită Academiei Române din București. Pictura a fost realizată, dar i s-a pierdut urma, s-a rătăcit cumva. Nu s-a mai știut absolut nimic de ea până prin 1957, când spuneam că a fost descoperită întâmplător, aruncată așa printr-un graj la orașului. Era cam distrusă, după atâția ani, vă dați seama. Ce s-au gândit soții Ursachii? Să o restaureze. Părea interesantă, mai ales că îl reprezenta pe Ștefan cel Mare. Au restaurat-o. Chiar este considerată una dintre lucrările cele mai bine restaurate din perioada aceea. Și a fost destul de dificil să obțină aprobările pentru restaurarea ei. Ei bine, cu acea lucrare a început un vis frumos, pe care doamna Minodora Ursachi, în ambiția de atunci tinerească, dar atât de frumoasă, a dus la formarea unui muzeu. Deși astăzi, pentru că se consideră că are mai mult o valoare istorică, acea pictură, se păstrează la Muzeul de Istorie și nu aici, spuneam că cu acea lucrare am început noi ca muzeu. Inițial, 1957-1968, a funcționat doar ca o secție. Secție de artă în cadrul Muzeului de Istorie din Roman, care deja a început să crească. S-au deschis câteva expoziții itinerante, s-au adus în altă parte, pentru că pe atunci în Roman nu existau artiști profesioniști. Unul singur, Gheorghe Iliescu. Și a apărut ușor-ușor. L-avem pe Grigore Andriescu, primul director al Școlii de Artă și Muzică din Roman, care a început să expună la noi și cu siguranță o parte dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de frumoasele expoziții ale lui Iliescu sau Grigore Andriescu. Deci ușor-ușor a prins contur un viitor pentru un viitor de muzeu de artă. În anul 1968, când deja se adunaseră câteva lucrări de artă, prin donații sau prin transferuri de la Oficiul de Expoziții din București sau de la Piatra Neamț, și mult, foarte mult sprijin s-a primit pe vremea aceea de la Muzeul Regional Bacău, unde familia Iulian și Eugenia Antonescu deja puseseră bazele solide ale muzeelor, istorie și artă, și au sprijinit foarte mult pe cei din Roma. Pe familia Ursachi, uitați-vă, două familii au reușit la Bacău, familia Antonescu și familia Ursachi la Roman, să formeze două muzee mari, istorie și artă, la Bacău și la Roman. Poate și de aici s-a transmis acel spirit pe care îl regăsim în muzeile din Roman, acel spirit de familie. Noi la muzeile din Roman ne simțim ca într-o familie. Nu suntem mulți, dar suntem apropiați și ne simțim ca într-o familie. Și poate ne-a transmis acest lucru familia Ursachi. Este extraordinar acest sentiment. Ei bine, spuneam că s-a simțit nevoia în acel moment, în anul 1968, de un nou spațiu, pentru că lucrările se adunau. Și s-a obținut. S-a obținut această clădire. Clădire monument, ridicată la 1884 de primarul de atunci al Romanului, Pandele Grigorescu, medic de profesie și care și-a legat numele și de înființarea Bibliotecii Municipale din Roman, dar și, cum spune în amintirile sale, de pavarea orașului, deci de pe atunci au apărut străzile prin Roman, ridicase această căsuță, casă particulară, pe care la un moment dat a vândut-o unui avocat, Costi Căroiu se numea, și care a fost și deputat de Roman în perioada interbelică. Bineînțeles, după al doilea război mondial, această casă a fost confiscată de stat, cum se purta pe atunci, și a avut diverse destinații. Aici au locuit mai multe familii cu chirie, chiar sunt urmași care trec pe aici și povestesc, însă la astea două am stat noi, din gol erau alte familii, nu aveam treabă și era blocată intrarea. Da, și povestesc frumos, mai ales cum era zona din fața muzeului, care era un mic părculeț plin de trandafiri. Chiar mai sunt câteva fotografii, cred că pe site-ul domnului Rețeanu, sigur o să găsiți câteva fotografii cu această căsuță și zona, cât de frumoasă era pe atunci. Nu că n-ar fi frumoasă și acum, dar atunci avea așa un romantism aparte. Trecând prin aceste, să zicem, diverse destinații, a fost și notarial la un moment dat,
căsuța trebuia totuși și adaptată pentru spațiul unui muzeu. S-au făcut câteva restaurări și în anul 1970 aici s-a deschis Muzeul de Artă, care din acel moment, de fapt, acea secție despre care vorbeam, devenea muzeu. Un spațiu adecvat, un spațiu clădire monument și care de atunci, din anul 1970, oferă publicului romașcan atâtea și atâtea evenimente frumoase. De la expoziții, lansări de carte, simpozioane și chiar serate muzicale. În cei 60 de ani de activitate, aici s-au desfășurat peste 600 de activități. Ceea ce spuneam, expoziții personale, temporare, itinerante, din colecția muzeului, lansări de carte, simpozioane. S-au adunat în colecție, în cei 60 de ani, aproape 1000 de lucrări. Pictură, grafică, sculptură. Cele mai multe sunt din donații. Donații ale artiștilor plastici, pentru că se știe, atunci când găzduim o personală, artistul trebuie să lase, că așa e frumos, normal și e bine. Și, de fapt, așa se procedează cam peste tot, o lucrare muzeului. Au fost donații ale colecționarilor. Unul dintre acestea, Marcel Locar, arhitectul Marcel Locar, care a terminat la Colegiul Roman Vodă, a locuit mult timp în București și, mai mult decât atât, prin testament a ținut să lase muzeului nostru, muzeului din orașul său natal, un număr de 30 de lucrări semnate de nume mari ale artei plastice românești. Aș aminti doar câteva nume: Nicolae Tonița, Camil Resu, Nicolae Dărescu, Alexandru Ciucurencu, Ana Zvadurova Ciucurencu și așa mai departe. Multe dintre aceste lucrări le vedeți în expoziția permanentă atunci când ne vizitați. Donații au mai venit și din partea familiei Ciurdea-Șterer. Noi ne lăudăm cu această familie pentru că se pare că încă este singurul caz din România în care există 4 generații de artiști plastici. Maria, care a pornit de aici, de la Roma, și care era atât de talentată la desen, încât profesorul o lăsa să predea în locul său la catedră, și care a obținut, din partea primăriei Roman pe atunci, o bursă pentru a studia la München artele frumoase, și unde l-a întâlnit pe Iosif Störer, tânăr student și el la arte plastice, s-au căsătorit, dar aici a fost, să zicem, norocul nostru sau altceva. Iosif era minor. Pe vremea când s-au îndrăgostit ei acolo, la München. Dorind foarte mult să se căsătorească, au avut de ales. Nu puteau să o facă acolo, dar în România se putea. Așa că au trebuit să se întoarcă în România. Și au rămas în România. Noi ne gândeam, poate, cine știe, ar fi fost poate altul destinul lor. Dacă în perioada interbelică au avut un succes extraordinar, expozițiile celor doi, tot timpul se goleau de lucrări, trebuiau chiar să imediat să lucreze pentru comenzi și comenzi. După al doilea război mondial, situația lor s-a înrăutățit, așa cum s-a întâmplat cu mulți dintre artiștii care au refuzat să lucreze la comandă, comanda autorităților de atunci. Iosif și Maria au rămas fideli artei lor și au refuzat acest lucru, drept pentru care li s-a interzis să expună și lucrau doar pe ascuns, vindeau doar pe ascuns, prietenii s-au împuținat și au trăit cam în sărăcie. Ăsta a fost destinul lor și a multor dintre artiști care nu au făcut compromisul de a picta la comanda conducerii de atunci, să spunem. Așa, despre Maria Ciurdea, la 1920, Nicolae Tonița spunea că este cel mai desăvârșit talent feminin din câte avea țara noastră pe atunci. Iată ce nume frumoase și mari au plecat de aici, de la Roma. Alte donații frumoase mai avem de la Iulia Hălucescu, doamna acoarelei românești, care anul acesta, la fel, se împlinește 10 ani de la trecerea sa în neființă, și alte și alte lucrări. Pentru care spuneam că în momentul de față, după 60 de ani de existență, avem în colecție 1000 de lucrări aproape și avem cu ce ne mândri. Este moștenirea pe care Minodora Ursachi ne-a lăsat-o nouă, romanului, în primul rând. Este o moștenire unică și de neegalată. Pentru următorul moment, pentru că
În cei 42 de ani de activitate, doamna Minodora Ursachi a funcționat ca muzeograf al instituției din 1957 până în 1999. În momentul în care s-a retras prin pensionare, acea foiță, hârtie de pensie, n-a deranjat-o să vină în continuare la muncă, de fapt acasă, la muzeu. S-a implicat în continuare în activitățile muzeului, ne-a sprijinit și mai mult decât atât, a editat și 3 cărți. Acum 10 ani, când muzeul nostru împlinea 50 de ani, a scos această carte, Muzeul de Artă Roman, la 50 de ani. Și ca să fac așa o legătură mică cu anuala noastră, aici găsim negru pe alb, cum ar spune cineva, o primă informație despre anuala noastră. În 1969 s-a început așa timid expoziția artiștilor plastici rumașcani. În timp și-a mai pierdut așa, s-a căpătat alte forme și așa mai departe. Dar inițial a început ca o expoziție artiștilor plastici rumașcani, profesioniști și amatori. De ceva ani am extins-o, invitând și din alte localități. Deci tocmai în 69 a avut o adunare a artiștilor romașcani. O altă carte, cea de-a doua, Identități artistice la roman, și este vorba despre artiștii plastici care au colaborat cu muzeul și cu doamna Minodora Ursachi, iar cea de-a treia, Fenomenul artistic romașcan. Sunt cronici, comentarii, studii și amintiri ale doamnei Minodora Ursachi. Și spuneam că pentru cel de-al treilea moment, in memoria Minodora Ursachi, l-am invitat pe domnul profesor Gheorghe Amecebanu, pentru că, în primul rând, a fost partenerul de muzeu al doamnei Minodora Ursachi. Toate expozițiile, toate vernisajele, lansările de carte care au avut loc aici, ea avea în prim plan pe cei doi, domnul Gheorghe Amecebanu și doamna Minodora Ursachi. Împreună au încântat publicul romașcan de atâtea și atâtea ori, peste 300 de expoziții aici și lansări de carte și simpozioane. Am să-l rog în continuare pe domnul profesor Gheorghe Amecebanu să ne povestească câteva din amintirile domniei sale legate de muzeu și de doamna Minodora Ursachi. Vă mulțumesc! Stimații noștri belieni, îmi pare bine că nu vă zic belicoș. De regulă, eu când încep să zic ceva, zic cu teosnoabă. Prea mult în aer este, de acum, amintirea lui Minodora și acest amurg mirodorian mă împiedică să fiu ca altă dată și cu bățul și o bană. Suntem într-adevăr încă mai departe și multă vreme vom fi. Minodora, această semiramidă a romanului, care și-a avut ani de zile grădinile suspendate de pereții muzeului din Roma. 6 decenii de când muzeul emană frumosul. Frumosul care atrage, frumosul care mișcă universul, care îi mișcă intențiile universului. Stăteam adineaură când vorbea stimata doamnă directoare și mă uitam cum a venit, a auzit că Nesarul este o anuală și a venit să vadă ce e aici, că îi place. Și cine a venit? Universul. Nu văd acolo un elicopter patriot, iertați că nu pronunț în engleză, sau nu văd acolo un tank panzer. Și sistemele stelare, miliardele de universuri, și-au trimis un delegat la Roma să vadă deschiderea unei alte galaxii dedicată frumosului. Ne pare bine că, mai ales în astă seară, frumosul nostru împlinește 6 decenii și în același timp amintirea noastră despre Minodora de-abia își deschide veșnicia.
6 decenii de când la Roma, în orașul deja frumos, în orașul deja muzeu, s-a mai făcut o insulă frumosului, muzeul din Roma, care an de an, lună de lună, a dăruit tuturor care nu că aparțin romanului, dacă aparțin unui popor care a iubit frumosul, iertați că vorbesc la timpul trecut, și deci noi le-am răspuns la această sete de frumos. Să nu spun ca Johann Boyer, foamea cea mare pentru frumos. Timp de 6 decenii, în Roman a fost prezentă Minodora Orsacchi. De asta, aniversarea acestor 6 decenii, pentru mine, este aniversarea acelui apariții în Roman a unui cunoscătoare a secretelor frumosului și care a fost bazul într-o vreme când încă se simțeau în jur urmările amabilului război 2 mondial și a tuturor altor amabilități pe care istoria le-a adus. Și în această cascadă de închide ochii și astupă-ți urechile, iată că la Roma deschideți ochii și deschideți-vă urechile că vorbește Minodora. De fapt, când vorbea Minodora, nu era nevoie să deschizi urechile. Avea o vorbire, la fel cum știe latina gintă e regină, chiar dacă e latina gintă, își are ca bunic limba dacă, limba dacilor. 6 decenii de eflorescență, la care mereu prezentă Minodora, lună de lună, mai bine zis jumate de lună, de jumate de lună, deschidea o expoziție. De ce așa de des? Minodora și-a început eforturile ei creatoare într-o vreme când se punea mult accent, un accent frumos de altfel, pentru că arta nu este elitistă, cum, mă rog, poate se consideră uneori, deci și astăzi, ci arta este o binefacere, este o altă hrană sufletească, neconsistentă, neconcretă, diafană, dar mai ales spirituală. Și deci dorința acestui popor după grozăvia a doua mondială era să ridice nivelul de cultură și de dragoste, de frumos a tuturor, a tuturor, de la A la Z, de la 5 ani la 100 de ani, de la țăran la arghezi, peste tot ave bela, ave frumusețea. Și deci începus în țara noastră un curent prin oarecum estetizarea poporului. După alfabetizare a urmat estetizarea și un templu al acestei estetizări a fost muzeul din Roma, a fost Minodora Orsacchi. Și de asta cultura de masă, cum se chema pe atunci, nu uitați, masa e masă. Și azi avem în jur mese de oameni, dar de multe ori când le asculți, închizi televizorul. Deci cuvântul masă nu este turnul Eiffel, unul singur. Nu este necunoscutul Sphinx, unul singur. Și cuvântul ăsta ascunde în el pluralități de sensuri. Și cultura de masă era cultura tuturor, așa cum e și acum a dumneavoastră. Și Minodora răspundea acestei cerințe. Și la vremea când Minodora a debutat în acest muzeu, greutatea cădea pe artiștii amatori. Nu artiștii cu Nobel,
deși Nobelul nu se dă în domeniul artei, nu artiștii cu catedrale, nu artiștii cu scoate spălăria, ci cultura de masă, poporul, așa cum odinioară poporul a zămislit meșterul Manole, a zămislit cel mai puternic tratat de antropologie din istoria galaxiilor, care se numește Soarele și Luna. Zămislit cel mai frumos, cum spun toți specialiștii din lume, cel mai frumos mit din lume, care se numește Miorița. Și nu cel mai frumos război mondial din lume. Așa ceva încă nu s-a scris. Și despre așa ceva vizitați Mărășești. Și cum spuneam, cultura aceasta pentru masele populare este cultura pentru creatorii Mioriții, meșterului Manole. Nu mai spunem că peste tot, pe toate meridianele lumii, în secolul 21 în care suntem, deși unele popoare se uită, iertați cuvântul, chiorâși la noi, când e vorba de făcut ierarhii spirituale, n-am ce face. Ăștia s-a naibii, locul întâi. Locul întâi la proverbi, locul întâi la balade, locul întâi la mituri, locul întâi la Miorița, locul întâi la Muzeul de Artă din Roman. Și, mă rog, așa este, românul e născut poet. România este o țară care naște poeți. România este o țară care permite ca locuitorii ei să devină artiști. Așa să facem legătura logică. Nu concentrăm, m-am născut, l-am botezat, din mâine e membru a Uniunii Artiștilor Plastici. Nu. Să o luăm sub formă de conexiuni. Și conexiunea aceasta este. Suntem o zonă geografică, chiar și nu astronomică, care este dominată de vulcan, de energie spirituală. Nu mai spun de vulcanul care uimește și acum în continuare și pe europeni, și pe unchiul Sam, și care este vulcanul de sub, din interiorul munților Bușești și care emană nu lavă distrugătoare, ci spiritualitate demiurgică. Și din cauza aceasta, deci, putem spune că este un... Întâi s-a născut terenul ăsta care naște poeți, care naște artiști, care naște frumos, care îi repugnă tancurile, îi repugnă războaiele. Astăzi, vrei nu vrei, bei Grigori istoriei. Dar nu înseamnă că e istorie, e cu vrei nu vrei. Și revin la Minodora Ursache, a fost o preoteasă a acestei acțiuni, am putea spune, a unui popor milenar, de o valoare milenară, pentru că a contribuit aici, în încăperea aceasta, să aducă pe toți creatorii de frumos, fără să fie cu masterat, cu posterat, cu oxfordat sau alte orașe geografice, care se laudă că pot pregăti oameni din altă cultură. Voi, dacă n-aveți Oxford, luați-o de la clasa 0, nu degeaba eu sunt 0. Și ajungeți în sfârșit, după lupte seculare, să aveți și voi Oxford. Tot chiar le comentăm așa, poate aud câteodată o rezonanță amară, iertați, dar să știți că prin mine vorbește Minodora. Eu am colaborat foarte mult cu dumneavoastră, încât noi la muzeu era Minodora, dar Minodora era cu mine, noi doi, ori noi doi, ori non noi doi. Și ne-am înțeles că și eu eram adept la aceleași program de facere din o artă și din cultură, adevăratul oxigen
și nu cel pe care câteodată auzim că a fost folosit la Auschwitz, ciclonul sau alte combinații care nu le cunoaștem, nu le vom ști niciodată. Slavă Domnului că nu le vom ști niciodată. Dă Doamne să nu le folosim niciodată. Dă Doamne să nu le înghițim, să nu le respirăm niciodată. Dar văd că Universul e lângă noi și ține cu noi. Și nu s-a dus deasupra gruinilor lui Auschwitz. E oprit aici la Muzeul de Artă din Roma. Deci, ca primă trăsătură a Minodorei este această sprijinire a caracterului, a artei de masă. Și de cauza aceasta, în expoziția în care suntem noi acum, Minodora Vernisa și mă certa pe mine, ceartă ca noi doi. O ceartă admirabilă. Nu-i lua pe toți, că-s mulți. Era o expoziție cu câte 60-80 de expozanți. Și eu aveam răbdarea și posibilitatea. Era o leacă mai tinerel, acum s-o leacă mai cavaler. Și în dicționar, cavaler se mai cheamă și Matusalem. Și luam pe toți. Mă uitam atent la denumirile lor și acolo, într-o cameră, făceam cu Minodora împreună. Minodora făcea introducerea frumoasă, cum totdeauna șerifii fac astfel de introduceri, și a lor, e a lor. Și apoi mai diriam și muritorul de rând, eu, care lua pe rând, pe toți 60-80 câți erau, cum îl cheamă, și 10-20 de cuvinte despre pânza lui. Cu și bucurie pleca acasă. Uite că mi-am auzit numele, mi-am auzit și despre lucrarea mea o vorbi. Gata, abia aștept să fie din nou la peste câteva luni iarăși o astfel de expoziție. Asta era stilul lui Minodora. Pentru că, repet, neseară, eu voi fi tot minodorocentrist și nu numai de seară, în multă vreme, nu însă să nu țin cont că avem la noi aici, în continuare, iarăși expoziții, iarăși tinereță, iarăși un mâine, că ieri îl cunosc și îl cunoașteți și asta ne bucură. Arta este întotdeauna trecerea de la azi la mâine, nu de la ieri la azi. Asta este arta. Și n-au ce căuta în artă ierarhizările, locul întâi, locul doi, trei la zero și așa mai departe. Și în afară de acest fapt, Minodora a avut grijă și de Mont Blanc sau Carpații Artei Universale. Și deschidea expoziții cu giganții artei plastice românești. Dacă mai vă permite să vă mai plimbați prin muzeu, veți vedea acolo pânze pe care și le-au oprit Minodora, semnate de cei care au reprezentat arta românească într-o vreme în care ca niciodată trebuia să o reprezentăm și am prezentat-o. Și am căpătat și din partea aceea, partea dincolo de, ca să zic un cuvânt folosit de atunci, și care, cum știți, mai puțin azi, mai mult atunci, ne-a admirat. Și Minodora a adus în muzeul de față, în cei 60 de ani, a adus expoziție cu lucrări deosebite, printre care și pe Corneliu Baba și mulți aveți dincolo pânză uimitoare pe amândoi să ierte infinitul, nu mai sunt sau prea sunt, și anume Ligia Bacovei și foarte alte nume care au, mă rog, impus artei noastre sau a impus arta noastră în arta universală. Nu conta că
mă rog, de stânga, de dreapta, de mijloc. Pentru artă nu există puncte cardinale. În toată legătură cu această sfântă Mirodoro, știu că domnul Sachi totdeauna era gelos pe mine, că eu îi spun mai poetic. El îi spunea Dorina. Dorina, unde-i pus solnița? Dorina, nu găsesc lingura. Și așa mai departe. Eu îi spuneam Mirodoro, cu acel doro, cu acel cuvânt românesc, fără pereche, în limbile universale. Chiar dacă se laudă, poate unchiul Sam, cu oheiul lui, nu se compară ohei cu cuvântul nostru dor. Cuvânt care include în el și un trecut, și un viitor. Trăit de amândouă în prezentul în care pronunț cuvântul. Și cu acest cuvânt o numeam eu într-una și pe lângă bătălia pentru a face din frumos alți Carpați ai României, Mirodoro a fost alături de mari maestri ai țării și de multe ori a adus și frumosul internațional. Da, aici cum stăm noi acum, am asistat cu 2 ani înainte de a fi cotitura de la, mă rog, din ziua întâi de Crăciun, a fost cu 2 ani expoziția americană. Ambasadorul Americii la București a venit aici, l-am primit cu toată deschiderea, a venit cu multe lucrări americane, Mirodoro le-a expus vreo 2 luni de zile și iată cum între noi nu era spațiul Schengen, nu era zidul de la Berlin. A știut Mirodoro, ca și alții mai târziu, în altă formă, să dărâme aceste ziduri care ne pare rău că se ridică la loc. Ne pare rău că sunt din sârmă și din sârmă din pată. Parcă era mai delicat când erau din zid, dar așa din sârmă sunt agresive. Și Mirodoro a primit, deci în acest ambient, a primit multe expoziții de artă chineză, de artă, de artă, ca să vorbesc altfel, mică, dar a dracului. Cine? Planeta. A dracului, că tare frumos mai lucrează. Toți artiștii lumii sunt doritori de frumos și nu de odios. Noi azi folosim cuvântul odios ca și cum am arătat că e pe strada de vis-a-vis. Dar frumosul, și ca să îl pronunți cu sonoritate de catedrală, trebuie să fie în ambianța unui muzeu, în ambianța unui cascad de frumos, în ambianța prezentărilor făcute de, mă pun bine cu șefa. Și, păi da, așa am ajuns la vârsta asta. M-am pus bine, unul cu altul. Am ajuns la vârsta asta pentru că pentru mine n-au fost, deși sunt căsătorit cu un profesor de geografie, eu n-am avut puncte cardinale politice. N-am existat. Și de mă rog, acum să zici, universuri paralele, românii paralele, ai nu știu cum cuvinte, că-s două universuri, că-s două sensuri, Zwei Seelen wohnen in meinen Brust und sich Goethe, două suflete în noi. Așa este, că într-adevăr, infinitul nu poate decât să fie o rezultantă. Și rezultanta cere o pereche. Pereche care se repetă în univers sub alte forme. Și atunci, iată că acceptăm ideea și religiile, și toate religiile lumii, și creștinismul, și mahomedanismul, și iudaismul, admite plusul și minusul. Le spune altfel, treaba lor, nu le-or spune. Dar există. Și deci, din acestea două rezultă veșnicia. Dacă ar fi numai una, existența s-ar destrăma într-o singură direcție și din haos, Doamne, m-am născut,
și mă refac în haos. Dar așa, pentru că sunt două, Cătălin și Cătălina, din aceeași poezie, ele duc în continuare infinitul protoplasmatic și nu atât protoplasmatic cât neuronatic. Slavă Domnului că nu-i lunatic. Și Minodora, iar revenim toate drumurile și toate amintirile, toate drumurile duc la Roma, în seară toate amintirile duc la Minodora. Ce-a mai făcut Minodora în acești ani cât a fost, deci, muzeul în floare, muzeul din Roma? Minodora a făcut un lucru extraordinar, care ar trebui ca toate planetele lumii unde există creatori de artă să țină cont de asta. Este una din legile de bronz ale Universului. Multe sunt legile Universului. Noi tot ne laudăm că lumini, legea luminii, legea căderii, căderii mărului în capul lui, care e o scutură de măr. Că mulți nu-i zic numele, că pe urmă se supără și lanți, dar toți ne place să cadă măr în cap. Și, sau să mușcăm într-o măr de lângă o evă. Nu într-a anumit evă, ci întotdeauna dintr-o o evă. Că Eva aparține tuturor evelor. Și Minodora a știut să transmită la oameni și asta am rămas și mulțumesc lui Minodora că am rămas cu acest reflex format cu ajutorul ei prin ea și amândoi ne-am înțeles că e bun. Și anume această cale de mijloc, această cumpănă a apelor, sau cum îi zic matematicienii și cei din sală să bucure, care sunt cu tabla mânțării, unde e îngerașul meu de 2 cm, pe unde? Și se amintesc că e în clasa 0. Și deci este calea echilibrului, se cheamă loc geometric. Adică unde poporul cu inteligența lui gândită în opinci și spusă analfabetic, spunea întotdeauna nici prea prea, nici foarte foarte. Asta. Și să vede bine, întotdeauna în istorie au fost prăbușuri, au fost dărâmări, au fost victorii, au fost mausolei, ca să zic cuvântul final, până la urmă aici se râduși. Creier, super creator, transformat în mausoleu. Când nu mai spun a doua oară, că pleacă de lângă noi, că eu spun grozării. Când adevăr, cu asta se termină marele războaie imperiale. Una-i război când vine către tine și voiul și te dai deoparte și pe ape, și alta-i când voiei hai hui pe glob și spui cuvinte vreau să rămân în istorie, fel de fel de ipostază. Una care m-a uimit zilele trecute și face parte din Homo sapiens sapiens. Că noi de-o vreme ne lăudăm cu de două sapiens. Și da, asta nu cred că înseamnă sapiens în univers. Vreau să rămân în istorie ca fiind cel ce am făcut ca specia umană să dispară. Pai de Doamne să nu fie nesara asta. Da, noroc e șefa lângă noi și nu a să fie. Și Minodora a făcut ca cel care privește un tablou în muzeul nostru, cel care i-a prezentat un tablou, Minodora să nu-i spună totul. De altfel, și preferea să aducă tablouri care nu spun totul, care încep și apoi mai departe spune tu, care tu, eu care privesc. Păi de asta înseamnă că trebuie să creezi. Ei și ce? Tu nu ești om, tu nu ești demiurg, de ce să nu creezi? Numai eu Rembrandt, numai eu Beethoven, numai eu Goethe? Dar și lanți oameni nu au sapiens și nu sapiens demiurgism în ei? Și
cel mai mult de a crea este arta plastică, unde nu spui totul. Și penelul are această posibilitate. De ce s-o gândi la Picasso? Și zgârșitul în linii, în culori. Deci cât de mult mă pune să-mi bat capul și să devin și eu Picasso. Îi mulțumesc lui Picasso că m-a făcut și de mine Picasso. Altfel, cu ani și mii de ani în urmă, te duceai, deși nu-i tablou, stai deoparte, nu te atinge, că acolo sunt electrozi care te pot curenta. Ăla e tablou lui Rubens, uriaș, Rafael, fără perechi, Michelangelo, unic. N-am și căutat și timid mă retrag, dar tu știi că eu l-am văzut astfel o lucrare de Michelangelo. Felicitări! Dar de ce nu mă întreb, dar la și altă lucrare te-ai gândit și să faci ca Michelangelo? Cum să te întreb? Hai, nu-i voie. De ce lupta asta de clasă pe plan artistic? Pentru unii rege, pentru alții slugă. Cum spune Platon unui sclav, sclavule, nu-ți ridica ochii mai sus de sandale. Și era Platon. Deci, lupta de clasă artistică a fost între giganți și admiratori. Iată cât se pare că omenirea, în evoluție ei continuă de la mult la mai mult, și asta ar trebui să aplaudăm, ne face pe toți creatori, numai că n-am avut timp să ne punem creația pe pânză și venim la muzeul din Roma, avem norocul că găsim directoarea și ne prezintă, cum știa să prezinte, încât mă pune și pe mine când plec de acolo, vai, și lecții de artă plastică am învățat astăzi. Nu ce tablou am admirat astăzi. Și aceasta a fost formula de a răspândi nu arta în mijlocul oamenilor, ci de a-i stârni pe oameni să cunoască creativitatea plastică, să creeze creativitate plastică, să creeze artă plastică. Și asta era formula ei. Și se pare că arta viitorului, cum o fi ea, digitală, la priză, s-ar putea să fie niște cabini telefonice în care se închide receptorul, îi se prezintă o sugestie și el începe să creeze sute de sugestii. Vă amintesc și acum, și care aveți calculator, numai atât în ziua cu asta vă petreceți vremea, și anume cu băncile de date. Și care bănci sunt mai puține, mai băncile de dolar, sunt mai sărace sau de euro, decât sunt băncile de date la care au ajuns calculatoarele. Păcat că omenirea nu se gândește, decât fiecare individ își are majestatea sa eu, un eu în sens universal, nu de ce a fost el, iar a fost într-adevăr ca la un film de Sergiu Nicolaescu, un ave, într-adevăr, la dimensiuni care oamenii strigau nu atât vrem regele, ci subînțeles țipau, vrem altceva. Că ceva, îl știu, m-am lămurit. Și iată un regal ieri, în bogății de Sergiu Nicolaescu și cu înțelepciune de filozof, de un popor care vrea, în sfârșit, să se elibereze de multe. Adică mausoleul lui să se cheme bravo mie, bravo ție, omule. Și deci nu pune problemă de opțiune, ci pune problemă de, repet, majestatea sa în sensul de metaforă și care e ei, cu litră mare, amândouă, eu. Ca a doua oară nu se știe dacă este eu doi, eu bis, poate o fi și chiar dacă o fi, tot eu voi fi în continuare. Materia avansează și se devansează.
Minodora, că de ea este vorba, nu de homo, ci homo minodorensis, a dat în sufletul omului această echilibrare care se duc la creativitate. Adică vizitatorii muzeului să plece creatori de artă. Și asta e un lucru foarte mare. Și asta se pare că prin felul de a fi cu care noi primeam în muzeu vizitatori, am anticipat viitorul. Asta e viitorul artei, asta e viitorul evoluției omenirii. Și am înșuruit doar câteva, dar sunt foarte multe posibilități, mai ales de când, de la Gutenberg, am trecut la digital, posibilitățile. Regret că duc război și ele între ele și n-ar trebui. Ar trebui paralel să mergem. Și Gutenberg, am mers paralel cu așii care scriau psaltichii.